Un maramureșen de 46 de ani a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în poarta unui imobil, după care s-a oprit într-un copac. Accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri pe drumul județean 171A în localitatea Suciu de Sus. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unui pasager de 32 de ani aflat în dreapta. Acesta a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,53 mg per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spitalul orașului Târgu Lăpuș, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.